Pentru mine, după cum se vede și în seria asta de lucrări, desenul este o finalitate. Eu însă sunt un pictor și de aceea și desenele mele încă încerc să-și mai păstreze ceva din expresia picturii. Multe din proiectele mele sunt provocate de realitățile concrete ale spațiului în care trăiesc și ne apropiam de alegerile electorale, era o perioadă politică efervescentă și m-am simțit dator să mă exprim și eu. Animal politic 1, animal politic 2, 3, adică nu întâmplător, orice sunt parcă cei mai mulți. Tematica atât de complexă a acestui bestiar este, poate, dacă vreți, un discurs prin istoria culturii universale. Aceste parșivități de care în copilărie încercăm să fim feriți prin poveștile bunicilor, pildele părinților, ajungem totuși la maturitate să călcăm în această capcană a șireteniei, a imposturii, etică și așa mai departe. Și Valeriu, fără să țintească direct un personaj și nici nu este tema înfierării, ci este exact acest mare semn de întrebare pe care ni-l pune, de a ne trezi pe noi înșine, de a gândi. Deci asta este ceea ce m-a incitat, ne pune pe gânduri.